Acest program vă este oferit de Superbet. Ciao, sunt Patriția. Sunt Francesco, dai. Hai, da, mă, Francesco. Da, președintele, zici într-un fel mereu. Mă cheamă Patriția, am 55 de ani, merg cu mare emoție la Asia, special că merg cu Francesco. Sunt Francesco, am 24 de ani. Abia aștept să mă duc într-o astfel de experiență. Experiențe vieții, se vede cum a fost. Suntem amândoi nerăbdători, mai ales eu. În Asia e o experiență... Într-o zi se întâmplă ce nu se întâmplă acasă în 2 ani. Multe, multe. Cu șoferi, cu probe, cu karate. Da, așa, de la agonie, la extaz. E cam greu. Eu sunt bine independentă. Singur bărbat că suportă e el. Francesco, pentru mine e tot. Mama chiar trimite o energie pozitivă. Sunt și de ala de Zodia Taur. Cam mi vine ala fumul așa. Îl dă afară. Da. Nu pot să cred că al nostru. E Pavarotti, nu? Și dacă o să fie o probe ala cu animali. Ia uite-mă ce. Noi am luat chiar un handicapat, am luat. Ala o să fie altro. Doamne, cel mai handicapat de cocoșă l-am luat noi. Uite-te, nici dacă are respirație. Nici cu inspirația naturală nu cântă. Are queste cu niște animale, gen brosche sau nu, da, cu multe gaine, animale. Știi? Am o fobie, am o fobie. El are frică. Mi-era frică. Da, mi-era frică. Arrunde, nu, și eu sper să nu fie animale. Sper să da. Nu fie animale. Eu am fobia de oameni. De bărbați. Nu mă grăbesc. Ieri seara am alergat cu ghiozdanul mama în față, cu ghiozdanul meu în spate și cu cocoșul în mână. Am zis că mor. E foarte, 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 foarte greu. Pe mine mă speria cel mai mult căldura. Și unde se dormim? Seara e și greu atunci să vină să zâmbești când caut cazare la sfârșit de zi și ești obosit și trebuie să zâmbești. Și dai din ușă în ușă și primești refuzuri, e destul de greu și din punct de vedere fizic și din punct de vedere emoțional, că cineva îți dă cu șanat. Într-o seară am căutat 4 ore până să stăm bine și nu e ușor să cauți după o zi întreagă 4 ore cazare. Adică ar putea să fie un factor stresant acest autostop. Mama zice că nu am. Sincer, cel mai multe cu autostop pentru că oamenii sunt speriate, oamenii e frică. Mai ales în weekend când e lockdown total. Dacă prinde mașina, prinde un castig la lote. Da. Eu am mâinile gaurite. Un euro pe zi. Un euro pe zi. Eu am zis că îl cheltuiesc la covrigi. Cu bani e cam greu, dar avem noroc că cei puțini care sunt pe stradă sunt și foarte generozi. Eu da. mai plâng în fața la patiserie cam... Am dat o limonadă. Bună șeară. Da, bună șeară. Din bagajul meu nu cred că lipseste rujo, adică plecam pe suferință, dar măcar rujo se am. Da, e gol. Chiar și restaurante, tot e închis. Tot, un restaurant la un kilometru. Magazine alimentare sunt închise. Ah. La o cazare unul ne-a chemat poliția, până ne-a prins. Da, cred că ne-au oprit de 6-7 ore până acum. Ne-au prins pe stradă în timp ce făceam autostop și ne-au ținut. Eu de obicei sunt luptătoara. Cred că cel mai greu... Așa, pentru mine e da. Că sunt foarte puține ore de somn. Dacă caut o să fie cel mai greu. E o experiență. E greu. Superbă, dar grea. Mă bucur foarte mult, special că pot să fac experiența asta cu Francesco, dar înseamnă. Ce frumos. Azi Express continuă. Acest program v-a fost oferit de Superbet.